Bun găsit, dragii mei, astăzi la cea de-a 12-a ediție a concertului Feria Crăciunului. Iată-ne astăzi în fața unei săli goale, sala Casei Municipale de Cultură Rădăuți. Vă invit într-un periplu, alături de mine, în parohiile care an de an au fost aici, coruri care ne-au încântat cu colindul străbun. Să poposim pentru prima dată în curtea parohiei din Mișouți. Biserica a fost construită între anii 1994-2014, iar tot ansamblul care include, pe lângă biserică, clopotnița, altarul de vară, fântâna, lumânărarul și centrul misionar Sfântul Apostol Petru, a fost finalizat în anul 2019. Ctitorii acestui minunat colț de rai sunt toți credincioșii parohiei care, împreună cu preoții slujitori, s-au mobilizat pentru a împlini dorința de aproape un secol a comunității din Mișouți. Ținând cont de faptul că Sfânta Liturghie poate fi comparată în aspectul ei exterior cu o veritabilă piesă de teatru, bazată pe un continuu dialog între preotul slujitor și cântăreț sau strană, în anul 2009, la inițiativa preotului Lupăștean Bogdan, dirijorul coralei, un grup de credincioși s-au gândit că atmosfera din timpul slujbelor din biserica din Mișouți ar putea fi îmbunătățită, astfel încât cei prezenți să nu fie doar spectatori, ci, mai cu seamă, participanți activi prin trăire intensă într-o cântare și rugăciune. În felul acesta a luat ființă corala mixtă Sfântul Procopie a parohiei Mișouți, formată din credincioși fără studii de specialitate, dar cu o dorință mare de a sluji pe bunul Dumnezeu prin cântare armonizată, cu alte cuvinte, patru voci egale, două feminine și două bărbătești. Ca orice început, și al lor a fost anevoios, descurajant pe alocuri, dezarmant atunci când toate cele patru voci erau nevoite a cânta împreună. Însă, cu multă muncă și devotament, au depășit clipele cele mai încărcate, propunându-și, în primul rând, ca țintă finală, nu atât de mult performanța muzicală, ci mai degrabă sudarea unui grup unit care să aibă permanent plăcerea de a cânta. Cu timpul, de la cântarea Sfintei Liturghii pe o singură voce, repertoriul coralei s-a îmbogățit așa încât astăzi interpretează și colinde și piese religioase aparținând celor trei perioade ale timpului liturgic și melodii patriotice, deopotrivă prelucrări populare. Munca lor a fost răsplătită adeseori prin ropote de aplauze și, de ce nu, lacrimi strivite între ploape din partea publicului participant la concertele la care au avut onoarea de a fi invitați. Și, până la urmă, acest lucru este tot ceea ce contează din punctul lor de vedere. Nu atât perfecțiunea interpretării, cât emoția transmisă auditoriului, chiar și inerentele imperfecțiuni ale cântării în direct. Membrii coralei, în frunte cu inimosul lor dirijor Bogdan Lupăștean, mulțumesc prea milostivului Dumnezeu că le oferă posibilitatea de a-și pune sufletele pe tavă, nădăjduind a dărui celor care îi ascultă părticele din bucuria și tihna cântării armonice corale. Gazde mari, Tiberiu Bredicianu, Sfânta Maica lui Isus, colind popular, o, ce veste minunată, Dumitru G. Chiriac, Domnul Bunu, colecția Ioan Bocșa, armonizare preot Vasile Stanciu, Mare Minune, Gheorghe Cucu, Bună Sara lui Crăciun, colecția Ioan Bocșa, armonizare preot Vasile Stanciu, Lerui Ler, Teofil Coste, Fluierul cel păstoresc, Ioan Brie, Praznic Luminos, Timotei Popovici, sunt colindele care vor fi interpretate astăzi de corala parohiei din Mișouți. No! Și
George Enescu din Dorohoi a luat ființă oficial în luna decembrie a anului 2012, urmând tradiția vechiului cor cu același nume, care a activat până în anul 1990 sub bagheta profesorului dirijor Vasile Nistor și a altor mari dirijori ai timpului. În luna noiembrie a anului 2012, preotul Ciprian Șoptică, ajutat de doamna profesor Gușulei Gheorghina, au pus bazele unui cor mixt al profesorilor din Dorohoi. Alături de cei 6 profesori ai Liceului Regina Maria, s-au alăturat profesori și învățători de la Școala Gimnazială Mihail Cogălnicianu, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Colegiul Național Grigore Ghica, Școala Gimnazială Spiru Haret, toți uniți de aceeași plăcere de a cânta. Astăzi, această pasiune a adus împreună profesori, preoți, cadre medicale, juriști, economiști, ingineri, care, sub coordonarea doamnei profesor dirijor Gheorghina Gușulei, dăruiesc din timpul lor acestei pasiuni, întâlnindu-se pentru repetiții și luând parte la diferite manifestări culturale, concursuri de muzică corală, precum și dând curs invitațiilor primite din partea diferitelor organizații de a cânta, cu interpretarea lor, oameni de pe diferite meleaguri. Dintre concursurile la care au luat parte, menționăm ultimele participări. Festivalul concurs O, ce veste minunată, Botoșani, 14 decembrie 2019, locul 2 la secțiunea Cor pe 4 voci, concursul coral Cântecul Național Românesc, ediția 4-a, Botoșani, iunie 2018, locul 1 la secțiunea Cor pe 4 voci, Festivalul Național Concurs de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă Buna Vestire Fundul Moldovei, martie 2018, locul 1 la secțiunea Cor pe 4 voci. În cadrul acestui concert, corul George Enescu din Dorohoi va interpreta următoarele colinde. După datin colindăm, Mare Minune, Lerui Ler, Cântec de Crăciun, Urare. Haideți să ascultăm corul din Dorohoi. Sfântul Stăpâne, 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 Sfântul
Corul parohiei Horodnic de Sus este format din tineri iubitori de frumos care doresc să aducă și prin cântare slavă bunului Dumnezeu pentru toate. Corul a fost prezent la numeroase concerte și festivaluri de cântare corală, fiind apreciat și premiat de fiecare dată pentru interpretarea armonioasă și caldă. Dintre premii amintim: locul întâi, obținut în anul 2010 la Festivalul Național Concurs de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă Buna Vestire, Fundul Moldovei. Dirijorul corului este preotul Alexandru Pitic. În cadrul acestui concert vor interpreta următoarele colinde: Tânărul Crai, Răsună Cerul, Iar Răsună, Colo-n Sus pe lângă Lună, Pân Pătuț de Fân și Floare. Răsună pânz pe seară, acolo.
Să se lasă și la tine Dumnezeu.
Iată-ne ajunși din nou la Rădăuți și vom asculta în momentele următoare corul parohiei romano-catolice Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Rădăuți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât, la împlinirea timpului, ni l-a dat pe Fiul Său. Vestea nașterii sale a fost anunțată păstorilor de un cor de îngeri. Corul parohiei romano-catolice Nașterea Sfintei Fecioare Maria, sub conducerea părintelui paroh Eduard Soare, dorește să ducă mai departe tradiția îngerilor și să vestească, prin cântece, bucuria că Domnul s-a născut. Încă de la înființarea parohiei romano-catolice din Rădăuți, a existat un grup coral ce anima cântările liturgice. Ca și în trecut și astăzi, corul este format din copii, tineri, adulți, credincioși ce își oferă cu generozitate timpul și priceperea lor pentru a înfrumuseța celebrările liturgice. Formațiunea corală nu se recomandă ca o entitate artistică, totuși experiența coriștilor dobândită în ani și talentul lor oferă sonorități plăcute și abordează un repertoriu destul de vast, care cuprinde, în general, cântări utilizate de comunitatea romano-catolică în diferite perioade liturgice ale anului. Cele două colinde prezentate astăzi sunt Domnuleț și Domn din Cer și Nouă azi ne-a răsărit.
Corala bărbătească ortodoxă Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți ne va încânta în momentele următoare. Această corală a fost înființată în anul 2007 de către un grup de preoți și mireni din protopopiatul Rădăuți. Încă de la început au fost stabilite câteva obiective de care această corală ține cont la fiecare prezentare în fața publicului. Promovarea muzicii corale ortodoxe românești, încurajarea cântării bisericești prin înființarea de coruri, majoritatea membrilor coralei au înființat și conduc la rândul lor câte un cor în fiecare parohie și implicarea în activități cultural-misionare. Corala este inițiatoarea unor diverse activități culturale adresate tinerilor ce vin ca inițiativă din partea bisericii în colaborare cu școala și alte instituții. De la înființare și până în prezent, această corală din protopopiatul Rădăuți a participat la multe concerte și festivaluri de muzică ortodoxă, atât în țară cât și în străinătate, unde a reprezentat cu succes țara noastră și Biserica Ortodoxă Română. Amintim aici festivalul de muzică bisericească Buna Vestire de la fundul Moldovei, unde, în anul 2014, corala a obținut trofeul festivalului. Festivalul Internațional de Muzică Bisericească de la Hainovka, Polonia, din anul 2012 și Festivalul Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă de la Grodno, Belarus, din anul 2012 și anul 2014. La ambele festivaluri, corala a obținut premiul întâi la secțiunea Coruri de Preoți și Coruri ale Instituțiilor de Învățământ Teologic, iar dirijorul, Ovidiu Foca, a primit premiul special al juriului pentru cel mai bun dirijor din festival. De asemenea, în anul 2019, corala a reprezentat România la Festivalul Internațional de Muzică Religioasă Here We Pray, care s-a desfășurat la Sfânta Ecaterina, Muntele Sinai, Egipt. Sus boieri, legănelul lui Iisus, diptic, Moș Crăciun, Maica Sfântă Sopornitu, noapte de Crăciun, ziurel de zi, ce vedere minunată, pace pe pământ, bună dimineața la Moș Ajun, sunt colindele care vor fi interpretate astăzi în încheierea concertului nostru de către corala Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți. Dirijor Ovidiu Foca. Thank you.
pe prințul de lui Doamne, lasă să vă mântuiați, de lui Doamne, lasă să vă întrebați, de lui Doamne, lasă să vă mântuiați, de lui Doamne, lasă să vă întrebați, de lui Doamne. Dormiți în astă seară, de lui Doamne, și ședeți-a privegheară, de lui Doamne, să ședem de lunțe, de lui Doamne, ca să fie pe pământ. Thank you.
Glorie Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, precum era în început, acum și va fi în veci. Amin. Glorie Tatălui, 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 Glorie
Thank you.
Yeah.
Domnului și noi o da.